În plin război cu Ucraina, Rusia a publicat în premieră imagini cu o rachetă nucleară hipersonică Zircon, ce poate atinge viteza maximă de peste 11.000 de km pe oră, ca un avertisment la adresa Occidentului. Înfricoșătoarea armă a Rusiei ar putea lovi Londra în doar câteva minute după lansare. Kremlinul a afirmat anterior că racheta Zircon, ce zboară cu viteza de până la Mach 9, transportă un focos nuclear convențional de neoprit. Noul videoclip dezvăluit de Rusia arată racheta lansată de pe fregata Amiral în Marea Albă, o regiune din nordul țării, pe fondul amenințărilor voalate a lui Vladimir Putin, care a ordonat conducătorilor săi militari să pună în stare de alertă maximă armele nucleare după invadarea Ucrainei. Rusia a avertizat în mod repetat Occidentul că se va confrunta cu consecințe nebănuite dacă NATO va interveni în Ucraina. În primele ore ale zilei de 24 februarie 2022, când a început invazia țării vecine, Putin a atenționat vestul cu privire la consecințe cu care nu v-ați confruntat niciodată în istoria voastră, făcând aluzie la disponibilitatea sa de a folosi lovitura nucleară. Fostul comandant adjunct al NATO din Europa a declarat că invadarea Ucrainei de către Putin ar putea declanșa un război nuclear dacă trupele ruse pășesc în teritoriu.